Fetele noastre au început timid meciul controlat în primele momente de nordice. După prima jumătate a reprizei, Islanda avea un avans de 3 goluri, moment în care a venit time-out-ul cerut de Gheorghe Tadic. Împinse de la spate de românii care au făcut deplasarea la vârșeț, fetele au preluat frâiere jocului și au intrat la pauză în avantaj. Partea a doua a pornit cu eliminări și erori atât de o parte cât și de cealaltă. Pentru românce, coșmarul continua, reușind să înscrie un singur gol în primele 17 minute, iar adversarele 4. Însă acesta pare să fi fost totodată și momentul când apărarea tricolorelor a început să-și facă treaba, susținută de Aurelia Brădeanu, care a strâns din dinți și a străpuns poarta islandeză de 3 ori în 5 minute, ea fiind și autoarea 7 goluri. Punctul culminant al meciului a fost cu 7 minute înainte de final, când scorul era 20-17 și părea că lucrurile se așează pe un drum drept pentru România. Dar nu a fost așa, islandezile au continuat lupta până la capăt, marcând alte 2 goluri, elevelului Tadic chinuindu-se să păstreze distanța de 3 goluri, astfel scorul final arăta 22-19 în fața codașii grupei D, care nu are niciun punct. După meci, antrenorul național nu s-a declarat foarte mulțumit de prestația jucătoarelor, declarând că meciul se termina la 10 goluri pentru noi dacă aruncam jos la poartă. Am dat însă numai sus și am făcut o mare pe islandeză. Cu această victorie, fetele merg în faza a doua a europenelor, însă înainte de asta vor trebui să treacă vineri peste hopul cu vicecampioana olimpică Muntenegru, neînvinsă după 2 meciuri.